let it snow, let it snow. Asta e televiziunea ta. Domnilor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la jurnal! Pentru început vă prezint principalele titluri ale ediției. Și-a găsit sfârșitul în fața Troiței Eroilor. Un bărbat de 70 de ani din Bistrița a căzut ca secerat astăzi în jurul amiezei. Încă un caz de gripă nouă în Bistrița Năsăud. Un bărbat de 40 de ani a contactat virusul AH1N1. Emoții pentru elevii care se pregătesc să dea bacul. Ei au susținut azi simularea probei de competențe digitale. Încă un caz de gripă nouă în Bistrița Năsăud. Un bărbat de 40 de ani a contactat virusul AH1N1. Din fericire, acesta este acum în afara oricărui pericol. Până acum, în județul nostru au fost confirmate 3 cazuri de gripă nouă, un tânăr pierzându-și viața. Cea de-a treia persoană bolnavă este un bărbat de 40 de ani din Bistrița. Omul avea antecedente de diabet și obezitate, iar când a început să aibă probleme respiratorii, a fost internat la secția boli infecțioase a Spitalului Județean. Bărbatul nu își făcuse înainte vaccinul. Familia acestuia este acum monitorizată de medicul de familie. E vorba de un adult bărbat de 40 de ani din Bistrița, care s-a prezentat în 12 ianuarie la spitalul la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență. A fost internat, avea manifeste respiratorii, a fost internat pentru că avea și antecedente de diabet și obezitate și a fost tratat cu tratamentul antiviral specific. Evoluția a fost favorabilă, el urmează să fie externat în zilele următoare. Este în afară oricărui pericol, să înțeleg. Da. Familia dânsului este ținută sub supraveghere? Care este procedura? Da, monitorizarea contactilor o face medicul de familie. Suspecți de gripă porcină există în Bistrița Năsăud, însă confirmările vin doar de la București. În general, medicii de familie la care se prezintă pacienții cu afecțiuni respiratorii, atunci când suspicionează o gripă nouă, trimit cazurile la spitalul de boli infecțioase, la secția de boli infecțioase. Și acolo, tot așa, există o metodologie după care se interpretează cazurile. Se trimit pentru cei la care există suspiciune, se trimit probele la București și după o anumită perioadă de timp se trimit confirmările, dacă ele există. Conform datelor Autorității de Sănătate Publică, în județ 142 de persoane sunt bolnave de pneumonie, dintre care 32 sunt internați. Nici de gripa sezonieră nu au scăpat bistrițenii. 10 persoane sunt bolnave, dintre care 6 internate. Și-a găsit sfârșitul în fața Troiței Eroilor. Un bărbat de 70 de ani din Bistrița a căzut ca secerat astăzi în jurul amiezii. Paramedicii au încercat din răsputeri să-l țină în viață, însă omul a decedat la spital. Bărbatul se afla pe drum în fața Consiliului Județean. La un moment dat a picat jos, fără suflare. Trecătorii speriați au sunat imediat la 112. Primii ajunși la fața locului au fost serviciul de ambulanță. Bărbatul a suferit un infarct miocardic. La câteva minute a ajuns și echipajul SMURD. Omul intrase deja în comă. Paramedicii s-au chinuit să-l resusciteze aproape 10 minute. Din fericire au și reușit. Bărbatul respira înainte de a-l urca în ambulanță. Trecătorii îi priveau speriați cum cadrele medicale încearcă din răsputeri să-l salveze din ghearele morții. Atât am văzut. Omul stă pe marginea, era doi băieți lângă el, că au văzut că i s-au făcut rău. Eu am fost că e patrulea om care a venit. Și băieții aia au început să-i facă respirație la gură, a venit o doamnă, că o scrie asistentă. Și ea a luat, încă eu i-am dat niște șervețele, i-au făcut respirația gură la gură și atâta, să se treaba. Din nefericire, eforturile medicilor au fost în zadar. Bărbatul de 70 de ani a murit la spital.
O femeie din Sigmir a fost mușcată de câinele vecinului. Proprietarul animalului nu își apără patrupedul, dar nici nu înțelege ce căuta vecina în curtea lui. Poliția comunitară a trebuit să dezlege misterul. Incidentul s-a petrecut ieri. Poliția comunitară a fost sesizată astăzi, astfel un echipaj format din agenții Alexandru Domșa și Mircea Bretfelean s-au deplasat la fața locului. Nu știu, e asta în oraș și... A venit la și nevastă, chiar aici, pe primăvară, că n-are căldură. Și-a venit aici la mine, mușcată de câine, am sunat la salvare, așa și să spun. Dar eu nu știu la ce-o vin, că femeia nu vine niciodată la mine. E din oraș, stă aici cu băi. Au mușcat aici în curte? Da, în curte, cum să nu? Nu ieși câinile pe drum, sau muște, nu nimica. Cum? Nu a fost nici odată, nu a fost la mine. Eu nu știu ce au venit. Cu toate astea, cel puțin să și strigați. Mă înțelegi ce spun? La poartă, domne, uite așa sau așa, nu e nimic. Deci cu toate astea tot răspundeți contravențional pentru faptul că s-a întâmplat la dumneavoastră în curte. Ce să-i fac? Mai ales nu mai punem cu atât mai mult că nu aveți acte în regulă care doveditoare să ne puteți prezenta acum, că aveți vaccinurile la zi, că aveți câinele pe numele dumneavoastră și așa mai departe. Doctorul a fost, l-a vaccinat câinile, i-a dat o hârtie, dar eu nu am hârtie, doar puteți suna la ăsta acolo și... Deci oricine are un dețin animal din ăsta periculos, câine, ciobănesc așa să țin la țară și se răspunde. Pentru ce se întâmplă atât în afară cât și în curtea lui, dacă lasă dezlegat. Eu înțeleg, dar eu știu să-i fac dacă e în curte. Dacă mă ascultați puțin. Deci dumneavoastră dacă l-ați fi ținut legat, așa? Nu se întâmplă. Păi câinile legat, normal, câinile legat au fost câinile. Eu la mine în curte, câinile îi închis, nu-i câinile slobo să poată să iasă pe drum. Nu ăsta, eu nu știu la ce-o intrat. Au văzut acolo în tablă, scrie câine rău, nu știu la ce-o intrat. De ce nu o striga la poartă? Domne, cu tare, cine, dar ieșea oricine, cine o face acasă. Mai mult cu persoana... Dar cum să nu mă cunosc? Îi cunosc și eu, dar păi înseamnă că nu vorbeai o vinea dumneavoastră, că vă cunoaște. Ne cunoaște aici din sat, cum să nu ne cunoască? În acest moment, femeia mușcată de câine se află internată la Spitalul Județean la secția de boli infecțioase. Starea de sănătate este din fericire bună. Momentan este sub tratament medical. A suferit o plagă mână stângă și coapsă stângă. Produsă de un câine cunoscut, cel puțin după părerea medicilor specialiști. Necesită cel puțin 5 zile de tratament medical. Urmează ca să mai vedem pe viitor dacă persoana proprietară a câinului poate să aducă și acte doveditoare că acel câine este și vaccinat și cu carnet conform legislației în vigoare. Chiar dacă animalul se afla în curte, proprietarul tot riscă să fie amendat pentru că și-a lăsat câinele dezlegat. Emoții mari pentru elevii care se pregătesc să dea bacul. Ei au susținut astăzi simularea probei de competențe digitale. Proba este organizată de Ministerul Educației în peste 1400 de licee din toată țara. Simularea probei D din cadrul examenului de bacalaureat are două părți. Prima a început la ora 13, iar cea de a doua la ora 15:30. Liceele au primit de la Centrul Național de Evaluare și Examinare câte o variantă de subiect pentru fiecare simulare în parte și un set de pachete cu fișiere de lucru. Subiectele au conținut sarcinile de lucru propuse spre rezolvare de către elev în condițiile în care conexiunea la internet a fost funcțională, dar și o fișă cu sarcini de lucru ce trebuie realizată offline. În județul Bistrița-Năsăud, peste 800 de elevi au simulat examenul de bacalaureat. Există o procedură cu un anumit demers tehnic. Subiectele au fost preluate la ora 11 de către persoana de contact din fiecare unitate școlară cu absolvenți, cu elevi absolvenți, clasa 12. S-au multiplicat subiectele. La ora 12:30 elevii au intrat în sală, li s-a făcut un scurt instructaj. Durata probei este de 90 de minute, dintre care aproximativ primele 30 au acces.